Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată pe scurt principalele titluri. Ziua drapelului, sărbătorit la Giugiu cu oficialități, dar fără spectatori. Accident de circulație cu 3 victime în ronul de la Daia. Noul ministru de la transporturi privit cu încredere de deputatul Nicolae Florian. Centrul antidrog de la Giugiu de 6 luni cu ușile închise. S-au pus în vânzare biletele pentru meciul din Supercupa României. Grăbit să ajungă în Bulgaria, în concediu, un șofer din Prahova s-a răsturnat cu mașina în șanț imediat după sensul giratoriu de la Daia. În autoturism se mai aflau soția și fiica acestuia, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În sensul giratoriu de la intrarea în localitatea Daia, din direcția Giugiu-București, limita de viteză este de 30 de km pe oră. Cu toate astea, șoferii dau dovadă de inconștiență și apasă pedala de accelerație mai mult decât trebuie. Așa a procedat și un șofer din Prahova, care, prea grăbit să ajungă în concediu la mare în Bulgaria, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina în șanțul de pe marginea șoselei. În autoturismul marca Skoda Fabia se aflau alături de șofer soția și fiica acestuia, ambele transportate la spital pentru îngrijiri medicale, însă starea de sănătate a acestora nu este gravă. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a 3 persoane care au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Giugiu în vederea acordării de îngrijiri și efectuării de investigații medicale. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul drag, rezultatul a fost negativ, în sensul că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii serviciului rutier efectuează în acest moment cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Autoturismul a fost avariat serios, fiind nevoie de o platformă pentru transportarea acestuia la un serviciu auto. Ziua drapelului național a fost sărbătorită astăzi și la Giugiu, pe platoul din fața primăriei, în prezența autorităților locale și județene. La începutul ceremoniei, drapelul a fost adus și binecuvântat de un preot, după care a fost ridicat pe catarg în acordurile imnului național. Momente solemne astăzi pe platoul din fața primăriei, în prezența autorităților, dar și a giurgiuvenilor care au vrut să asiste la manifestările dedicate Zilei Naționale a Drapelului, tricolorul a fost ridicat pe catarg în acordurile fanfarei militare. Cel tricolor se regăsesc în o carte de 1700 astronicului Constantin Candacuzino. Steagul Revoluției de la 1821 este decorat cu jocuri tricolori. În vreme ce unitate e văzută de societatea filarmonică, în anul 1838, purta pe prima față semnele celor trei țări românești, reprezentate pe un fond tricolor. Manifestările dedicate acestei zile s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare și cu intonarea imnului național al României. Contabila și casiera primăriei Daia sunt bănuite că au furat din vistieria bugetului local peste 9 miliarde de lei. De altfel, cele două angajate au făcut obiectul unor percheziții domiciliare efectuate de polițiștii de la investigarea fraudelor și acțiuni speciale, în urma cărora femeile au fost reținute cu propunerea de arestare preventivă.
Miercuri dimineață, la domiciliile contabilei și secretarei primăriei Daia au avut loc descinderi ale mascaților într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor Giurgiu. Cele două funcționare de 53, respectiv 47 de ani, sunt bănuite că au întocmit documente de plată false pentru a-și însuși sume de bani. Polițiștii au stabilit că în perioada 1 ianuarie 2010, 16 octombrie 2013, la primăria Daia s-au făcut plăți nelegale de peste 7 miliarde de lei, fără documente justificate și confirmarea prin semnătură a primirii sumelor de bani de către persoanele îndreptățite. Prejudiciul adus bugetului local se ridică la peste 9 miliarde de lei. Pentru recuperarea banilor, o bună parte din locuința uneia dintre funcționare a fost pusă sub sechestru, iar în aceea zi, atât contabila cât și secretarea primăriei Daia au fost reținute. S-a dispus măsura reținerii față de cele două femei, urmând ca în data de 26 iunie să fie prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lapidare, fals intelectual și uz de fals. Tulburările legate de consumul de droguri pot fi prevenite și tratate. Aceasta este tema aleasă de Centrul Internațional Antidrog în acest an la 26 iunie, când în întreaga lume este marcată ziua de luptă împotriva traficului și consumului de droguri. La Giurgiu, această zi a trecut neobservată, nefiind pentru prima dată când astfel de evenimente nu sunt marcate în orașul nostru. 26 iunie este data în care, la nivelul tuturor țărilor membre ale Organizației Națiunilor Unite, se marchează Ziua Internațională de Luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri. De 27 de ani, Centrul Internațional Antidrog promovează adoptarea unei atitudini active în prevenirea și reducerea consumului de droguri. Tema de anul acesta oferă un mesaj de speranță. Tulburările legate de consumul de droguri pot fi prevenite și tratate. Pentru marcarea acestei zile, la nivelul țării noastre sunt organizate diferite evenimente. La Giurgiu însă nu a avut loc nicio manifestare de acest gen, iar la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog nu am găsit pe nimeni. Până în urmă cu 6 luni, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu desfășura numeroase acțiuni de prevenire a consumului de droguri, în special în rândul tinerilor. Astăzi, când în toată lumea se sărbătorește Ziua Internațională de Luptă împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, la Giurgiu nu a fost organizat niciun eveniment dedicat acestei zile. Și asta pentru că Centrul Antidrog de la Giurgiu nu mai are conducere. Oamenii din zonă spun că nu au mai văzut de luni bune pe cineva care să intre în sediul Centrului Antidrog. L-am contactat telefonic pe fostul șef al centrului și am aflat că s-a pensionat de mai bine de 6 luni, iar de atunci nimeni nu mai coordonează activitatea instituției. Numirea lui Ioan Rus în funcția de ministru al transporturilor este considerată o bună oportunitate pentru aplicarea unor proiecte foarte importante în acest sector. Ioan Rus l-a înlocuit la minister pe Dan Șova, acesta preluând conducerea echipei de campanie a alianței PSD-UNPR-PC pentru alegerile prezidențiale. Deputatul de Giurgiu Florian Nicolae consideră că noul ministru al transporturilor, Ioan Rus, va continua cu succes proiectele de infrastructură aflate în portofoliul ministerului. Florian Nicolae a adus în discuție dintre aceste proiecte și pe acela privind realizarea noului pod de cale ferată de la Grădiștea. Sunt convins că problemele se vor rezolva, mai ales că ele sunt demarate din partea Guvernului României, Guvernului Ponta. Și aici aș vrea să mă aplec asupra podului de cale ferată de la Grădiștea, în care în acest an vor începe etapele de licitație și, bineînțeles, în anul 2015 probabil că vor fi și finalizate lucrările de reconstrucție a podului de cale ferată de la Grădiște. Un alt proiect important la care s-a referit deputatul Florian Nicolae este cel privind realizarea unui nou pod peste Dunăre. Mai multe amănunte puteți urmări în ediția specială din această seară la TV Giurgiu. Pregătirile pentru ziua de 29 iunie în ceea ce privește acțiunea echipei Let's Do It au intrat în linie dreaptă. În cadrul conferinței de presă care a avut loc pe pontonul Capitaniei, echipa județeană a prezentat ultimele detalii cu privire la acțiunea de curățare a malurilor Dunării într-o singură zi. Organizatorii spun că se bazează deja pe sprijinul autorităților locale și județene și speră ca acțiunea să aibă rezultatul scontat.
Echipa județeană Let's Do It România, împreună cu partenerul strategic Apele Române SGA Giurgiu, având alături autorități locale și județene, instituții cu responsabilități în protejarea și conservarea mediului, organizează duminică acțiunea de ecologizare a malurilor Dunării într-o singură zi. Acțiunea este prilejuită de Ziua Internațională a Fluviului și totodată de împlinirea a 20 de ani de activitate în implementarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului. Referitor la manifestările care se fac an de an în de Ziua Dunării, Primăria Giurgiu, Consiliul Județean, Apele Române și în principal Let's Do It România Giurgiu, de care aș vrea să vorbesc mai mult anul ăsta, au organizat o lungă serie de manifestări, concursuri de not, de desene, care se vor face și în, tot aici în sala aceasta de duminică, cu premiera unor copii de concursul de desen. Mâine este concursul de not și acțiunea propriu-zisă de curățire a marului fluviului Dunărea. Membrii echipei județene spun că pe tot parcursul celor 3 luni de la inițierea proiectului, partenerii lor au dat dovadă de bune practici și i-au sprijinit în toate acțiunile. Noi suntem mândre că am reușit să atragem de partea noastră primăriile, școlile și alte instituții de pe raza comunelor și este vorba despre faptul că în județul Giurgiu, pentru ziua de 29 iunie, zonele de ecologizare vizează malurile Dunării din comunele Găujan, Vedea, Malu, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Prundu și Greaca. În municipiul Giurgiu, zonele vizate sunt Canalul Plantelor, de la șoseaua de centură, intrarea dinspre localitatea Slobozia și până la podul Prieteniei, insula Mocanu, portul Giurgiu și Malul Roșu. În cadrul aceleiași conferințe de presă a fost premiat și elevul Teodor Ioan Arizan de la Școala Academician Marin Voiculescu din Giurgiu, care a câștigat locul 2 la concursul Exploratorii Dunării. Avem mare bucurie să vă anunțăm că dintre sutele de copii care s-au înscris la concursul Exploratorii Dunării, unul dintre aceștia este Arizan Teodor Ioan, de la Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, care a câștigat locul 2 pentru premiul publicului și premiul constă într-o tabletă. Azi sunt fericit că am învățat chipul și ca un adevărat explorator al Dunării am putut rosti povestea ei șoptită către o țară întreagă și chiar mai departe. Un fluviu de prieteni mi-a stat alături în această călătorie și au spus de mine, alături de mine Let's Do It România. Sunt un copil al Dunării fericit că am putut participa la un concurs care să ascundă acest fluviu minunat între bătăile ritmate ale sufletelor noastre. Îmi doresc ca tableta dăruită mie cu generozitate să mă transforme dintr-un explorator al Dunării într-un protector de nădejde. Cu ajutorul ei voi reuși să comunic cu prietenii din lumea întreagă și împreună să ajutăm Dunărea să fie veșnic frumoasă, protejată de chipul urât al pălorii. Let's Do It România! La finalul întâlnirii, echipa județeană Let's Do It a oferit participanților o plimbare cu vaporașul pe Dunăre. Senatorii au aprobat în urmă cu 2 zile proiectul de lege care prevede reducerea CAS cu 5% la angajatori începând cu 1 octombrie. Actul normativ a fost înaintat Camerei Deputaților ca for decizional. În acest fel, Partidul Social Democrat și-a păstrat una dintre promisiunile făcute în campania electorală. O promisiune făcută în campania electorală de către candidații PSD s-a realizat în urmă cu 2 zile. Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale a fost votată de 108 senatori. În cadrul conferinței de presă a Partidului Social Democrat, senatorul Nicolae Bădălău a afirmat că odată cu această hotărâre se va diminua cazurile de muncă la negru și în acest fel se vor putea crea mai multe locuri de muncă. În 24 iunie 2014, cu 108 voturi pentru, Senatul a adoptat o lege privitoare la diminuarea CAS-ului cu 5 puncte procentuale. E un lucru foarte important, e un lucru care noi ne-am ținut de cuvânt și, dacă vă amintiți, asta am avut-o ca promisiune în campanie electorală. Este foarte important pentru că vom scoate foarte multă muncă la negru. O vom reuși să o albim, în același timp vor rămâne bani pentru investiții. Actul normativ a fost trimis către Camera Deputaților, care este Camera Decizională. Deputații își vor da votul pentru această lege săptămâna viitoare, într-o sesiune extraordinară.
1 iulie vine cu o serie de schimbări pentru români. Modificările aduc atât vești bune cât și proaste. Astfel, dacă utilizatorii de telefonie mobilă și internet se vor bucura de tarife mai mici pentru serviciile de roaming, viitorii șoferi vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru școlarizare, iar amenzile rutiere se vor majora. Românii au parte de alte modificări începând cu 1 iulie. Vestea bună vine pentru românii care vor să țină legătura cu rudele și prietenii din străinătate. Astfel, pentru cei care vor opta pentru utilizarea planului tarifar de bază, scăderile sunt între 20 și 55% față de tarifele aplicabile în prezent. Concret, utilizatorii vor plăti maximum 0,19 euro pe minut pentru un apel efectuat, 0,05 euro pe minut pentru primirea unui apel și cel mult 0,06 euro pentru trimiterea unui mesaj text, cea mai mare reducere fiind înregistrată în cazul serviciilor de date, pentru care tariful maxim va fi de 0,20 euro pe megabyte. Din prima zi a lunii viitoare vor crește și amenzile rutiere, odată cu decizia de mărire a salariului minim pe economie de la 850 de lei la 900 de lei pe lună. Valoarea punctului de amendă reprezintă 10% din salariul minim brut, ceea ce înseamnă că de la 1 iulie un punct de amendă va valora 90 de lei. Tot de la 1 iulie se anunță o scumpire a școlilor de șoferi și se estimează o creștere a prețurilor cu până la 30%. Asta după ce vor intra în vigoare noi reglementări impuse de Autoritatea Rutieră Română, ce au în vedere achiziționarea unei aplicații electronice, cu ajutorul căreia să se monitorizeze exact orele de pregătire practică a viitorilor șoferi. 1 iulie aduce vești proaste și în privința prețului gazelor. Astfel, de la această dată, prețul gazelor pentru utilizatorii casnici va crește cu 3%, iar pentru companii cu 5%. De la 1 ianuarie 2015, românii nu vor mai putea cumpăra cartele de telefon decât dacă vor comunica operatorului de telefonie mobilă datele personale de identificare. Aceasta este inițiativa legislativă votată miercuri de Comisiile Juridică și IT din Camera Deputaților. Deși legea va intra în vigoare la începutul anului viitor, deținătorii de cartele prepay trebuie ca până la începutul lui 2016 să comunice operatorilor datele personale. În caz contrar, numărul de telefon va fi anulat. La jumătatea acestei săptămâni, Comisiile Juridică și IT din cadrul Camerei Deputaților au votat legea privind cartela prepay. Potrivit actului normativ ce va intra în vigoare începând cu anul următor, românii vor fi obligați la cumpărarea unei cartele de telefon să comunice operatorului de telefonie mobilă datele personale de identificare. Totodată, legea pune la dispoziția deținătorilor de cartele prepay o perioadă de un an pentru a comunica datele și a intra în legalitate. În caz contrar, numărul de telefon cumpărat va fi anulat. Având în vedere că mai sunt mai puțin de 6 luni până la intrarea în vigoare a actului normativ, giurgiuvenii nu sunt pe deplin mulțumiți de ceea ce presupune intrarea în vigoare a legii. Umbra e corect. Este CNP-ul, mai bine să-l țină secret, nu este, poate folosi oriunde, oricând. Este foarte bine, deoarece se fac multe ilegalități, pentru că nu se știe identitatea fiecăruia și e foarte bine, lucru bun. Nu-mi place, nu sunt de acord. Nu vi se pare că ar fi mai ușor să-i depisteze pe cei care fac anumite infracțiuni? Normal că e ușor, dar pentru ce să-i dai eu toate datele și pentru după buletin? Nu sunt de acord cu treaba. Da, este corect, da, ca în Occident. Vi se pare o decizie bună a deputaților? Da, este foarte corectă. Bună. Vi se pare normal? Da. La ce se întâmplă în țară mi se pare normal. Inițiativa legislativă reglementează și modalitatea în care se va face conectarea la internet prin intermediul unei rețele Wi-Fi, accesul urmând a fi permis în baza comunicării numărului de telefon mobil pe care operatorul va trimite un SMS cu un cod de acces. Deși era, ca mulți italieni, de altfel un împătimit al fotbalului încă din copilărie, soarta lui Max Biaggi a fost aceea de a fi pilot de curse, motociclismul devenindu-i pasiune, dar și profesie. După ce, înainte de a împlini 18 ani, a primit în dar o motocicletă, gândul celui poreclit corsarul a fost acela de a deveni pilot, iar de aici și până la ajunge quadruplu campion mondial la clasa 250 de centimetri cubi nu a mai fost mult.
Născut pe 26 iunie 1971 la Roma, Massimiliano Biagi, poreclit corsarul sau împăratul roman, este o fostă glorie a pilotajului sportiv la motociclism. El a câștigat consecutiv 4 titluri de campion mondial la clasa 250 de centimetri cubi între anii 1994-1997. Copil, Max Biagi a iubit fotbalul, dar după ce la 17 ani a primit cadou o motocicletă de ziua sa, corsarul a hotărât să devină pilot de curse, astfel că în 1990 câștiga campionatul național al Italiei la clasa 125 de centimetri cub. Acest prim succes notabil îl face pe Max să ia în calcul trecerea la clasa imediat următoare, 250 de centimetri cub. Realizează apoi pasul și în 1992, cu o victorie la Barcelona, se poziționează al patrulea în clasamentul general al campionatului mondial, fără a prinde întregul sezon. 2 ani mai târziu, Max Biagi domină clasa 250 de centimetri cuba Grand Prix-ului și câștigă 3 titluri mondiale în 1994, 1995 și 1996, pentru ca anul următor să revină la o echipă japoneză pentru care mai pilotase și să dobândească al patrulea titlu mondial consecutiv. După trecerea la clasa 500 de centimetri cubi, împăratul roman stabilește un record în ceea ce privește cel mai rapid tur de pistă pe circuitul de Grand Prix de la Suzuka, termină victorios etapa programată în Republica Cehă și se clasează pe locul al doilea la sfârșitul sezonului după Mike Duhan. După trecerea în palmares a 42 de victorii și cu 111 prezențe pe podiumurile curselor, la care a participat numai între anii 1991 și 1995, Max Biagi renunță la competiții și se dedică cu precădere familiei, adică fotomodelului Eleonora Pedron și celor doi copii, toți reprezentând prioritățile italianului din totdeauna, așa cum avea să declare cândva. Iată acum și cele mai recente informații din sport. Bun găsit! Meciul din Supercupa României se apropie cu pași repezi, iar astralii se pregătesc să își îmbogățească palmaresul cu încă un trofeu. Cei care nu vor să mai aștepte la Giurgiu biletele pentru meciul programat în 11 iulie, le pot comanda pe internet. FRF a pus tichetele în vânzare de ieri. Deși meciul din Supercupa României se joacă peste mai bine de două săptămâni, biletele au fost puse în vânzare de Federația Română de Fotbal. Tichetele pot fi cumpărate doar online pentru moment de pe site-ul www.biletefrf.ro. Cel mai ieftin bilet este de 20 de lei pentru Veluza Sud, urmând să fie puse în vânzare și cele de 15 lei. Cel mai scump tichet este la categoria VIP, 300 de lei. Fiecare cumpărător poate achiziționa maxim 4 bilete momentan. Acestea vor fi disponibile la casele de bilete din Giurgiu și de la Arena Națională la începutul lunii viitoare. Astra Giurgiu se află acum în stagiul de pregătire din Italia și se antrenează pentru primul meci oficial al sezonului. Până atunci, e important să ne pregătim bine. Avem o perioadă de 2 săptămâni de pregătire în Italia. Ne vom pregăti foarte bine pentru acest joc. E primul joc oficial. Dar până atunci mai avem timp. Partida Steaua București-Astra Giurgiu din Supercupa României se joacă vineri 11 iulie pe Arena Națională cu începere de la ora 21. Cu un tonus bun, echipa Astrei se pregătește de meciul cu Steaua din Supercupa României, dar și de începutul viitorului campionat național. Antrenorul Daniel Isăilă are gânduri mari cu echipa sa, pe care o vrea campioană cu maximum 70 de puncte. Înaintea viitorului campionat, tehnicianul roșialbilor vrea însă să le sufle Supercupa roșialbaștrilor.
Tonusul bun care a pus stăpânire pe cei de la Astra, odată cu revenirea lui Iseilă la cârma echipei, pare să nu-i părăsească nici pe jucători, nici pe antrenor. Înaintea începerii campionatului, Daniel Iseilă speră să ia titlul de campion a României în sezonul ce urmează, cu maximum 70 de puncte. Avem încredere și entuziasm. Dorim să începem sezonul cu un trofeu, să luăm și Supercupa tot cu Steaua ca adversară. Nu cred că rivala noastră este mai slabă după plecarea lui Reghecam. Gâlcă poate veni cu un entuziasm nou, pozitiv. Poate că echipa nu va fi atât de închegată după plecarea unor titulari, dar e prematur să facem calcule de acest gen. Oricum, va fi un campionat foarte echilibrat. Dacă Steaua l-a câștigat cu 77 de puncte pe ultimul, următorul estimez că va fi cucerit cu 70 de puncte, dacă nu chiar mai puțin, a apreciat Daniel Iseilă. Doar titlul de campion ne-ar satisface pe deplin, a mai susținut tehnicianul provenit din orașul de la Poalele Tâmpei. Asta nu înseamnă că Astra e favorită. Va trebui să ne antrenăm bine și să mai aducem fotbaliști buni pentru ca să ne ajute, a mai spus Iseilă, al cărui tonus este pozitiv, chiar în condițiile în care echipa Astrei speră să nu-l piardă pe Azalde, iar mijlocașii de care mai are încă nevoie echipa să fie achiziționați în timpul util rămas până la începerea campionatului și al celorlalte meciuri oficiale. Cât despre această categorie de meciuri, tot tacticianul Astrei a mai precizat: m-aș bucura să avem cât mai multe meciuri oficiale în toate competițiile posibile, pentru că sunt mai frumoase decât antrenamentele. A venit vara, a început vacanța, iar tuturor le stă gândul la mișcare și sport. Ieri seară, stadionul Astrei a fost împrumutat unor foste glorii fotbalistice locale pentru un meci demonstrativ. Cei care au jucat cândva pentru Dunărea i-au provocat pe polițiștii giurgiuveni la o partidă amicală. Miercuri seară, pe gazonul stadionului Marina Anastasovici, au bătut mingea două echipe care au jucat un meci demonstrativ spre deliciul publicului. Foștii componenți ai Dunării Giurgiu, cuprinși de nostalgia vremurilor trecute, i-au invitat la fotbal pe mai marii poliției giurgiuvene, care și-au făcut o echipă, lăsând astfel deoparte uniformele și caschetele din dotare. A fost greu ca de obicei, dar frumos. De câte ori ne întâlnim cu prietenii și avem același subiect, fotbalul, totul este frumos. Din păcate, vârsta nu ne iartă pe niciunul, am mai pus pe noi, am mai albit, dar spiritul a rămas același. Tot ne place să jucăm fotbal, ne place să câștigăm și mai ales ne place repriza a treia. La meci era așteptat să joace și finanțatorul Astrei, Ioan Niculae, dar nu a venit. În locul său, fiind prezent la eveniment, președintele Dinu Gheorghe, care a preferat să asiste de la margine. Cred că motivat, mai mult ca sigur decât motivat. Îl iertăm acum, data viitoare, îl așteptăm cu mare drag. Ne făcea plăcere tuturor, vă dați seama că fără dumnealui nu era nimic din ce se vede aici. În urmă cu câțiva ani s-a mai organizat un astfel de meci și sperăm ca pe viitor inițiativa să nu dispară. Printre împătimiții fotbalului giurgiuvean se numără și fostul mare portar al Naționalei României, Narcis Coman, căruia i-ar fi plăcut să mai joace fotbal și în zilele de astăzi. Ați mai fi jucat și dumneavoastră? Aș mai fi jucat și acum mă bate gândul să mă dezbrac, să joc, dar nu mai se poate, mie că nu mai mă scol de jos. Acestea au fost informațiile din sport pentru ziua de astăzi. Sunt Alex Iordănescu și vă urez toate cele bune. Nu uitați că sportul înseamnă sănătate. A fost soare astăzi, dar și mult vânt la Giurgiu. Dacă și vineri va fi la fel, aflăm din rubrica Meteo. Vineri vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil cu unorări temporare în extremitatea nordică a țării și la munte, unde doar pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va mai avea unele intensificări în nord-estul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade la Suceava și 29 de grade la Giurgiu și Călăraș. În Giurgiu cerul va fi variabil, vântul nu va trece de moderat, iar maxima termică va fi de cel mult 29 de grade. Vineri la Bolintin, Ghimpați și Mihăilești se vor înregistra 27 de grade, la Hotarele, Izvoarele și Comana 28, iar în Giurgiu se vor înregistra 29 de grade. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția nord-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 749 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului va fi de 65%. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 20-30 de cm, iar cota probabilă este de 158 de cm.
Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Rămâneți cu TV Giurgiu. Imediat după jurnal puteți urmări o ediție specială, iar de la 19.45 emisiunea Giurgiu, înainte de toate realizată de Gelu Brebenel. Invitat este directorul Zonei Libere Giurgiu, Răzvan Cuc. De la 21, Florina Drăgulin vă așteaptă la emisiunea E timpul să vorbim. Invitat este directorul Casei Județene de Pensii Giurgiu. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!